Salutare toată lumea și noi am fi la un nou episod, data asta am ajuns cu ceva Farming Simulator 17 și în acest episod vom continua cu tutorialele și aici am rămas la vaci, dar nu o să mai facem pentru că este cam la fel ca la porci, deci o să începem tutorialul al 6-lea, o sărim peste ăsta, eu l-am făcut dar nu l-am mai filmat și zic că n-are rost. Și acum o să trebuiască să învățăm cum să tăiem copacii și să vindem trunchiul copacilor sau tulpina. Deci asta vom face în acest episod și în episodul următor vom începe cariera. Știu că n-am mai postat episoade cu Farming Simulator, dar mi-am reinstalat Windows-ul și a durat ceva. De fapt, n-a durat mult, dar a trebuit să-l instalez eu din nou jocul și nu mai l-am instalat. Am mai avut alte chestii de făcut și am amânat. De-aia nu am mai putut să postez. Cred că o săptămână n-am mai postat Farming Simulator, dar acum a revenit și o să apară mai multe episoade. Deci, da, bun, haideți să îi dăm drumul. O să trebuiască să învăț cum să tai, cum să folosesc drujba și să unde să vând trunchiurile copacilor. Și mi-a luat ceva să văd cum se folosește această drujbă, pentru că trebuie să învârtim de rotiță și clic dreapta ca să, deci apăsăm, ținem clic dreapta și o învârtim și clic stânga ca să-i dăm drumul. Deci trebuie să tem copacul acesta. Nu este un tutorial foarte mare, este destul de simplu, nu neapărat simplu, scurt. Simplu nu este pentru că este destul de greu până înveți toate aceste chestii. Haideți să tăiem. Ținem apăsat pe click stânga și tăiem acest copac. Și va cădea. Uitați-l cum cade. Bun, a căzut. Acum haideți să învârtim din nou și să ne apropiem. Vedem cum ține drujba aceasta. Cam pe aici, să zicem că tăiem. Ups, cred că m-am tăiat. Bun, l-am tăiat. Perfect, nu trebuie tăiat de mai multe ori. Acum ne trebuie un tractor ca să îl și transportăm, să îl vindem. Trebuie luat și urcat în această remorcă. Nu știu dacă este neapărat o remorcă. Nu știu cum se cheamă, cred că remorcă. Punem tractorul aici, foarte aproape, lângă aceste bucăți de lemn. Pentru că o să trebuiască să ne dăm jos și să ne urcăm în această chestie, nu știu cum se cheamă, chiar nu știu, îmi pare rău. Și aici avem ceva mai multe butoane. Încerc să fiu, mi-a luat ceva să-mi dau seama care sunt toate butoanele, cum se folosesc și chestiile acestea. Și, da, trebuie să luăm un lemn. Cred că am parcat prea aproape. Deci ce face asta, că le mai și uit, te miști cu totul. Poți să te miști cu tot cu remorcă, uitați. Destul de tare chestia asta, pot să mă dau puțin mai în spate. Deci e bine. Și ținem click dreapta ca să mișcăm ăsta în jos și în sus, doar cel de acolo. Așa. Bun, acum trebuie să ținem de două ori pe, de fapt, să ținem apăsat pe click stânga și click dreapta. Și vom putea să învârtim. Și dăm în sus, în jos ca să apucăm. Deci cred că l-am luat. Acum trebuie ridicat. Bun, l-am ridicat. Îl învârtim aici. Opa, nu l-am luat prea bine. Hai să-l lăsăm jos și să încerc să-l iau din nou. Uite, l-am și scăpat. N-are nimic. Încercăm din nou. Oare are rost să mă dau ceva mai aproape? Nici nu știu. Hai să ne dăm puțin mai aproape. Poate pe YouTube se vede mai bine. Chidem astea, am puțin mai așa, da, și dăm jos de tot. Cred că nu este, nu l-apuc prea bine. Mai întindem brațul și gata, hai că e bine. Și acum nu trebuie jos de tot, chiar așa jos. Și, ups, nu trebuia să fac asta.
trebuie în jos să-l apucăm. Sper că l-am apucat bine. Cred că da, l-am apucat cum trebuie. Hai să ne dăm mai în spate. Vedem exact cum merge treaba. Așa. Acum putem apăsa click dreapta să îl să apropiem în felul acesta. Cred că o să cadă lemnul ăla. Da, pentru că se mișcă foarte tare și uitați cum se duce în... Se dă din ce în ce mai în spate. Oare să-i dau drumul așa? I-am dat drumul, dar nu... Nu e bine, trebuie să-l apuc din nou. Mă, nu știu, dar off-camera mea a luat ceva mai puțin timp. Adică a reușit să-l iau destul de bine de la început. Și chiar a mers totul foarte rapid. Cum văd că mă cam încurc. Da. Tragem foarte în spate și cred că am reușit. Dăm drumul și cred că este bine. Nu e chiar cum ar fi trebuit, dar e ok. Aici, asta nu mai știu ce făcea. L. Probabil trebuie să mă dau jos acum și să pun toate chestiile astea. Uite, R. Nu, cred că trebuie să intru la loc, să dau L. L, perfect. Și mergem aici. Dăm R. Na, nu înțeleg cum funcționează treaba asta, chiar nu dau seama. R. De ce nu se pune deasupra? Nu, chiar nu dau seama. Haideți să mergem acolo să ducem acest lemn. Acest trunchi de copac, ăla o să lăsăm așa, cred că n-are nimic. Haideți să plecăm la drum. Să nu cumva să ieșim în fața unei mașini, așa, nu văd prea bine. Și asta a trecut, mai vin mașini. Așteptăm aici, nu ieșim în fața la mașini, după asta ne băgăm și noi. Ia să vedem. Și, da, nu vine nimeni. Băgăm rapid și ajungem aici unde vom putea vinde toate... De fapt, doar acest trunchi de copac pe care l-am luat. Și asta a fost tutorialul de astăzi. Nu a fost chiar foarte mare. Ce nu merge? Nu stau pe loc ceva timp, cred. Sau probabil nu l-am pus bine. Trebuie băgat tot înăuntru. Ceva de genul ăsta. Nu l-am pus bine? Bă, nu prea știu exact care este problema. Cred că nu l-am pus bine. Hai să tragem tractorul puțin mai în față. Și să mai încercăm o dată. A, uite că a mers. Acum a mers. Bun. Deci cam ăsta a fost ultimul tutorial pe care îl voi filma. Și în episodul următor vom începe cariera. O să facem noi aici o salvare. Și cam ăsta a fost episodul de astăzi. Mulțumesc pentru atenția acordată. Baftă lume, pa!